Oricât ai stat să te gândești dacă există fantome, tot îți va fi frică de întuneric. Luați-vă ceva cu voi pentru că astăzi a venit momentul să ne uităm la ceva ce nu ați mai văzut niciodată. Doar un procent se poate uita până la capăt la acest videoclip. Luați-vă un gusto, eu m-am luat aici un gusto și haideți să vedem ce ne așteaptă. La primul videoclip, Demonul, aici avem un YouTuber ce a filmat acum câțiva ani pe YouTube un videoclip în casa lui la ora 3 noaptea și nu o să vă vine să credeți ce a dat în acea casă. Sunt curios, de asta mi-am luat și asta aici în spate cu mine din cauza că dacă o să dea un jump scare să am de unde să mă apăr mai înfresc. Nu o să vă vine să credeți ce a dat, a dat de niște chestii paranormale, bro. O să vedem acum împreună. Se află singur, you know, ca YouTuber te mai gândești ce se mai află în subsaltea, you know. Oricum eu încă mai am în subsaltea acel peaj pe care vreau să-l... Să-l omor, să-l dau afară. Sunt oribil. Pasti digana, das Kanton. Scriți. L-a omorât, pur și simplu e mort ăsta. Scrieți în comentarii ce e creatura asta, dacă știți, sunt foarte curios să văd ce părere aveți de creatura asta și dacă are un nume, nu știu, o fi fantoma lui Momo sau ceva de genul. Ah, tu ilegă, brau. Ploaia înfricoșătoare, da, ceva nu am mai văzut în viața mea. Și acum o să vedem cum pe o stradă în, nu știu, în America sau ceva de genul, pur și simplu plouă într-o locație, dar doar într-un loc, gen, uitați-vă, gen, doar într-un loc. O fi acolo un extraterestru sau o fi ceva? Cum se poate așa ceva, gen? Bro, o fi doar un nor acolo care... Nu, eu nu cred așa ceva. Sau o fi un pipit de vulturi sau ceva, dar nu cred. E prea mult, gen plouă, bro, you know? Bro, scrie în comentarii dacă știi. Ușa din dormitor. Acest câine a fost filmat de o fetiță, nu știu, în vârstă de câțiva ani. Acest câine pe nume Kay se uita la o ușă ce era puțin deschisă, numai că după acea ușă se afla ceva, cred, o fantomă sau un demon, nu știu. O să vedem acum. Cum știți, câinii sunt cei mai sunt cele mai inteligente animale de pe pământ. Și uitați la acest câine. Face niște sunete groaznice. O să vedeți în momentul ăsta. Voi vedeți cum face? What is it? Aha, presimte ceva. O fantomă, 100%. Ah, închide ușa mai bine. Îți zic să închizi ușa. Câinele presimte dacă e o fantomă ceva. Și acolo 100% sigur că e o fantomă. Dacă aveți câine acasă, scrieți în comentarii. Sunt curios să văd dacă și câinele vostru a văzut măcar o dată o fantomă.
Mamă, ce frumos e câinele ăsta. Dar problema e că proprietarul nu a văzut ce se afla în spatele ușii. Nu s-a uitat din cauza, i-a fost frică. Manechinul înfricoșător, dar cineva s-a gândit la ora 12 noaptea să se filmeze, deoarece se simțese nașpa, se simțese, nu știu, că a intrat cineva la el în casă sau ceva gen. După ce s-a filmat, nu aveți idee ce se întâmpla în spatele lui. Uitați-vă la acel cap de manechin. I think, to be quite honest, that it has something to do with the whole one-man hide-and-seek video that I made sometime last year. Then, it can't be that, because if it was, then something should have happened way before now. But, I don't know. Bro, why ați văzut? Acel cap gen de manechin sau ce e, se mișcă. Uitați-vă la Chucky în spate, nu știu dacă s-a mișcat. Eu am pus-o acolo de data trecută, dar nu știu dacă s-a mișcat. Scrieți în comentarii, dar acest manechin trebuie aruncat undeva, trebuie aruncat pe balcon sau ceva. V-ați gândit că sunt doar eu care merge noaptea într-o casă părăsită? Acest, nu știu dacă e YouTuber, dar tipul ăsta s-a gândit să meargă într-un spital părăsit. În spital, bau! Ithbit hudura! Și ce s-a întâmplat în acel loc nu o să vă vine să credeți. Deci dacă sunteți slab de inimă, vă rog să închideți videoclipul. Bro, deci se uită în stânga-dreapta. Numai că s-a aruncat acum pe scări și deci a dat. Nu o să vă vine să credeți, o să vedem acum împreună. Urcă scările absolut singur și se mișcă acel ventilator. Uitați-vă și voi. Pur și simplu se mișcă acel ventilator fără să-i facă nimeni, absolut nimic, gen, acolo e ceva părăsit, nu știu dacă există curent sau ceva, bro. De unde e cel curent? Bro, acum am început nou să țipe. Bro, și când s-a dus pe la acel hol, o să... Cum vedeți, a văzut niște hârtii pe jos. S-a gândit să caute în cameră să vadă dacă e cineva. Pur și simplu nu a găsit nimic. Cum se gândește să meargă mai departe. Pro, și se întâmplă asta. كل عمر كل الحمد له الملك وله الحمد بسم الله بسم الله cine a mișcat acel scaun? أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر بالسماء. Cine a mișcat acel scaun, voi vedeți? L-a mișcat o dată și după s-a mai mișcat și gen s-a mișcat din nou. Pro. Momentul ăsta acum o să vedeți, nu o să vine să credeți ce se întâmplă. S-a speriat în acest moment foarte tare. Bismillah! 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 Bismillah rahman rahim! Pur și simplu aude, la aude țipete, aude zgomote. La una pe semaoate, una pe l-arb. Aude, bine! Aude, bine! Aude, bine! Aude, bine! Aude, bine! Ieși din casa aia, cap de gumă, ieși mai repede. Yo, s-a mișcat pur și simplu fereastra, ha, tu șaise, nu pot să cred ce se întâmplă în acea casă. Bro, ieși din acea cameră. Ha, tu șaise, ce faci acolo singur? La!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. No way, no way, stop, stop it. Stop. Cam ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați pe butonul de like și un comentariu, m-aș fi foarte bucuros și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi. Ciao.